Dar ascult-o pe asta pentru că la aproape jumătate de an de la distrugerea conductelor Nord Stream 2, o nouă teorie este vehiculată în presa americană. New York Times scrie că un grup pro-ucrainean este responsabil pentru explozie, iar jurnaliștii de la cotidianul german Die Zeit susțin că sabotorii ar fi 5 bărbați și o femeie care au folosit pașapoarte false. Iahtul folosit de ei este înregistrat în Polonia și e deținut de 2 ucraineni, iar procurorii germani l-ar fi verificat în ianuarie. Acum 3 săptămâni, un ziarist britanic premiat cu Pulitzer a acuzat Statele Unite că ar fi în spatele atacului. Ministrul german al apărării a fost mai precaut în declarații. Im Interesse gelesen und wir müssen ja deutlich unterscheiden, ob es eine ukrainische Gruppe war, also im ukrainischen Auftrag gewesen sein könnte oder eine pro-ukrainische, dass auch darüber gesprochen wird, es könnte auch eine sogenannte false operation gewesen sein. Auch das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte solcher Ereignisse. It's like a compliment for our special forces, but this is not our activity. Reuniți la Stockholm, ministrii apărării din țările Uniunii Europene au discutat despre cumpărarea la comun de muniție pentru Ucraina. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a propus ca fondul să fie de 1 miliard de euro. Și uite așa zboară alte miliarde. Pentru Ucraina. Nu mai zboară niște miliarde. În primul rând, hai să vedem o poziționare. Dacă Consiliul de Securitate Națională de la Casa Albă spune că declară Adrian Watson, da? Reprezentantul de acolo, șefa serviciului de presă de acolo, da? Deci Consiliul de Securitate Națională de la Casa Albă spune că nu poate să confirme datele puse public, da? Date public de New York Times. Bun, păi și la ce te așteptai? Niciodată nu o să fie confirmate. Eu așteptam încă din punctul zero, dar din momentul în care au fost acele conducte atacate sau nici nu știu cum să le numesc, sabotate. A fost un incident, sabotate, nici nu mai contează. Cert este un lucru. Au făcut o anchetă. Care este rezultatul acelei anchete? Pentru că au fost până acum câteva teorii. Că au fost rușii care au făcut așa operațiune sub steag fals, pentru că erau conductele care veneau de la ei, cine ar fi avut de câștigat din asta? Mai este cealaltă teorie că ar fi făcut-o ucrainenii, că ucrainenii cu siguranță sunt în joc, că ar fi făcut-o americanii, care a fost ultima sau penultima, că acum avem pe cea mai recentă, de fapt, cu acel jurnalist britanic care a spus foarte clar, a fost la comanda Casei Albe. De acolo a venit totul. Ce să vezi acum? Bine, asta mi se pare, mai fac un pas asta în mi se pare o poziționare la mijloc undeva, adică nu mai aruncă suspiciunea asupra niciunuia dintre statele despre care ziceai tu, sau indiferent niciunui stat de pe planetă. Și lupul sătul și oaia întreagă nu prea merge. Păi, ba, mai merge câteodată, în politică mai merge, știi, Tamara. Sunt lucruri la care nu, probabil că nu vom avea un răspuns prea curând, cine știe când, dacă vor fi aflate aceste răspunsuri și dacă vor fi aflate, dacă vor fi desecretizate și așa mai departe. Vom afla cândva. Nu cândva, se știe pentru când. Că de un la lucru este cert acum, cine a avut de câștigat, cine n-a avut de câștigat. Cine a avut de decuplat, ca să zic așa. De fapt, asta era întrebarea și răspunsul este s-a decuplat Germania de fluxul ăsta măreț de gaze din Germania, din Rusia. Da? E, dar uite că nemții puteau să ia așa foarte frumos, să nu mai știe nimeni. Că de parcă nu mergeau acele țevi, nu mai știa nimeni de ele. E, uite că Germania au cam avut de pierdut din toată povestea asta. Dar uite cine mai are de pierdut, de fapt, din povestea Livadia, din Ucraina. Satul Livadia, că ei n-au țevi așa mari. Și le-au la vedere, vezi, nemții dacă nu le-au avut la vedere, da? Dacă le aveau la vedere, nu mai era atentat, nu mai era sabotaj. Dacă nu prea vin prin România, că se duce Scholz, dar se duce tot în America, tot la Biden. Și apropo, dacă tot a fost Scholz acum, de curând, când, în urmă cu o săptămână, cam așa, a fost în America, s-a văzut cu Biden, a povestit pe acolo, ce să vezi, o nouă teorie apare. Coincidență sau nu, nu mă bag, nu sunt bine, eu în așa, măsură să știi, zic. Pot să apară tot felul de teoriști, o grupare oarecare pro-ucrainare. Vei putea să fie și extraterestri, mă mir că n-au luat în calcul. Că la baloane nu s-au... Bine, n-au zis extraterestri la baloanele alea suspecte, știi, au zis obiecte neidentificate și așa aici, o grupare neidentificată, știi. De ce n-ar fi de pe Sirius, de pe undeva, de pe cine știe, poate de pe asteroidul ăla micului prinț de care vorbeam, al lui Saint-Exupéry, știi. Nemo, din de acolo povești, fi venit din oaia, povești aia, la... oaia aia distrugătoare, știi, care îl scotea din minți pe micul prinț, că îi mânca floricei cap. Din povești la realitate, știu eu o grupare pe care o pot identifica foarte ușor, care sunt mercenarii Wagner, în frunte cu Prigojin, care este șeful mercenarilor. Din păcate, din fericire, acum e în funcție de cum te uiți la acest... Cu iubit, tovarășul Evgenii Prigojin. Prigojin, uite că au cam cucerit estul Bahmutului, iar Zelenski a tras niște semnale de alarmă încă de ieri. A spus-o foarte clar, dacă Bahmutul va cădea în mâinile armatei ruse, suntem în pericol.
într-un pericol mult mai mare decât ne-am aflat până acum. Vine primăvara, urmează să avem și noi arme, dar vor veni pas cu pas. Armata rusă însă va lovi atunci când noi nu ne vom aștepta. Iar dacă trec de Bahmut, estul Ucrainei este pierdut practic. Dar cum e spotul ăla care circulă? Războiul nu se duce doar cu arme, se duce și cu declarații. Au mai declarat ucrainenii și în toamnă sau în vară, pe sfârșitul verii, înainte de contraofensivă diverse, ca să ia pe ruși prin surprindere. Dar au și zis că așa au reușit să declanșeze contraofensiva, declarând una și făcând alta. În fine, hai să trage atenția dintr-o parte. Da, e așa că nu aș miza pe ce zice. E un om aflat în război, evident că trage, cum s-a zice pe românește, spuza pe turta lui. Are tot interesul, na, să tragă semnale de alarmă. Hai să mergem noi la Bares, nu să tragem semnale de alarme, să-l întrebăm dacă asta e poziția, apropo de Nord Stream, da? Dacă asta e poziționarea care absolvă statele, care e ieșirea dintr-o situație neplăcută. Nimeni nu e vinovatul, cam asta ar fi. Da, e ciudată toată afacerea asta cu Nord Stream, pentru că toată explozia asta sau ceea ce s-a întâmplat acolo, nu poți să spui sau e imposibil de spus că a fost ceva întâmplător. Deci, nu știu, a trecut pe acolo un rechin și s-a lovit de conducte și a explodat. Da? Pentru asta era nevoie de dispozitive speciale, de un, nu știu, cunoștințe speciale și așa mai departe. Dar ciudat e că cu toată tehnica asta foarte dezvoltată, cu sonare, cu GPS, cu sateliți, cu nu știu ce, nu se știe ce s-a întâmplat acolo. Adică se dau așa, vină unii pe alții, americanii zic că au fost rușii, rușii zic că au fost americanii, polonezii zic că au fost americanii, deci așa o harababură totală. Și ce e mai ciudat e că nu se știe cine a profitat din toată chestia asta. Bine, putem face așa niște presupuneri, cum să spun, foarte, foarte prudente. Atât Donald Trump cât și Joe Biden au atenționat Germania să nu cumpere, deci să nu activeze conducta Nord Stream, da? Pentru că creează o dependență prea mare de gazul rusesc. Dar de la atenționare și până la a sabota în mod intenționat conducta, cred că este totuși o distanță destul de mare. Și încă o dată, mai devreme sau mai târziu, cum spun americanii, connect the dots. Deci linii, punctulețele astea vor fi unite prin niște linii. Și se va afla până la urmă, pentru că încă o dată e nevoie de o tehnologie foarte bine pusă la punct ca să detonezi acolo conducta construită special ca să facă față presiunii asemenea la adâncimea maritimă. E, Balaș, poate pe un 8 martie 2080 am aflat și noi adevărul. Propun un 007 în varianta feminină care să investigheze acest caz. Despre așa ceva îți povestesc acum.